Cu toții știm că laptopurile devin mai ușoare, mai subțiri și în același timp mai performante. Un jucător forțează limitele acestui concept și astăzi vorbim despre LG Gram, un laptop de 16 inch foarte ușor. Salut, eu sunt Florin și acesta este review Startup.ro pentru LG Gram, un laptop pe care l-am folosit câteva zile și după această perioadă am impresia că este un produs care se află la intersecția dintre jucărie și tehnologie de înaltă clasă. Dar să le luăm rând și să vorbim mai întâi despre design. LG Gram este un tip de laptop de business cu un aspect elegant și minimalist, însă și puțin cam plictisitor, am putea zice. Avem un laptop negru mat, iar pe carcasă scrie doar Gram. Imediat cum îl ridici de pe birou îți dai seama ce îl face special. Acest laptop de 16 inch cântărește doar 1190 de grame, adică foarte puțin cam cât un laptop ultrabook de 14 inci. Ceea ce este extraordinar. Acest lucru se datorează și faptului că laptopul este realizat din aliaj de magneziu, un material mai ușor decât aluminiul. În același timp, laptopul are o grosime de 1,7 cm. Asta îl face incredibil de ușor de transportat, și când ai mult echipament la tine, fiecare gram contează iar umerii și spatele tău îți vor mulțumi. Încărcătorul acestuia este unul micuț, dar cred că se putea mai bine și ar fi fost frumos să vedem unul de tip USB-C pentru telefon cu mare Asus sau Huawei, de exemplu. În materie de conectivitate vorbim de două porturi USB-C Thunderbolt, două porturi USB 3.2, un cititor de carduri microSD, un port HDMI și o mufă de căști. Un set de porturi ok pentru un asemenea laptop. Ai loc suficient pentru un card, reader, un mouse și poți să și îl conectezi ușor la un proiector. Acesta are și două difuzoare în partea de jos și se aud ok și nu distorsionează la volum maxim. Conectica este decentă pe acest laptop și, spre deosebire de alți producători, precum Asus, care nu mai includ mufa de căști, pe motiv că nu mai au loc, LG păstrează acest element foarte important, deși dimensiunile laptopului sunt reduse la doar 1,7 cm grosime. Când deschidem capacul, care se deschide cu o singură mână apropo, ni se dezvoltă un trackpad mare în mijloc și o tastatură cu numpad. Vedem și stickerul Intel Evo, ceea ce înseamnă că îndeplinește anumite criterii de performanță, autonomie și portabilitate. Aspectul tastaturii mie nu mi-a plăcut. Fontul folosit de LG nu mi se pare potrivit însă poate ție îți place. Ce mai trebuie să mai știi este faptul că este iluminată monocrom și butonul de pornire este și un senzor de amprentă. Ecranul este mare, subțire, iar marginile negre sunt și ele suficient de mici. În partea de sus avem o cameră, însă calitatea imaginii nu este extraordinară. LG, ca și Lenovo, a implementat o funcție prin care poți dezactiva microfonul și camera pentru momentele când vrei să elimini toate riscurile de a fi spionat. În timp ce corpul este destul de solid și nu prea se flexează, capacul este destul de fragil și se poate îndoi ușor. Apropo de display, acesta este unul IPS LCD de 16 inch și cu o rezoluție Quad HD de 2560 pe 1600 de pixel, cu un raport 16 pe 10 și cu o rată de refresh standard de 60Hz. Acoperă 99% din gama de culori DCI-P3 ceea ce înseamnă că ar trebui să fie bun și pentru creatorii de conținut, pentru cei care lucrează cu imagini foto și video. Este un display destul de luminos, însă nu este extraordinar în lumina soarelui, din cauza faptului că nu are un strat anti și astfel are cam multe reflexii. Ceea ce este păcat deoarece este un laptop creat pentru mobilitate și utilizare în diferite medii. Este cu dus întors acest design și pe de o parte este foarte plăcut să le ai cu tine deoarece este foarte ușor. Pe de altă parte mi se pare foarte facil de stricat și mi se pare destul de vulnerabil. Nici nu vreau să-mi imaginez ce se întâmplă dacă te așezi pe el din greșeală. Și acum să trecem la performanță, autonomie și să vorbim despre specificațiile acestui laptop. La interior regăsim un procesor Intel Core i7 1165G7 cu o frecvență de bază de 2.8 GHz și una turbo de 4.7 GHz. 16 GB memorie RAM de 4 ce sunt integrați în placa de bază, deci nu vei putea face upgrade pe viitor și un SSD NVMe de 1 TB. Acest procesor Intel din generația 11 L-am mai testat anterior pe alte două modele de laptopuri de la ASUS și mi-a plăcut cum s-a comportat. Iar aici a fost la fel. Are un procesor grafic integrat. Iris, ceea ce înseamnă un plus de performanță în jocuri și editare foto-video față de clasicul procesor grafic UHD 620. Pentru browsing și Office Work este foarte bun și nu vei vedea să se potignească un chrome cu 20 de taburi deschise, Word și altele. L-am încercat chiar și în jocuri și editare video și se descurcă decent. Adică poți juca foarte bine titluri mai puțin pretențioase, precum Brawlhalla sau Hotshot Racing la peste 60 de FPS pe setări grafice ridicate la rezoluție Quad HD. Însă pentru Apex Legends a trebuit să reduc rezoluția la una HD și setări grafice low pentru o experiență fluidă. La editare video poți lucra cu clipuri Full HD fără probleme și chiar și cu cele 4K în anumite limite și poți face un edit de bază destul de ușor. Dacă adaugi mai multe efecte și grafice, atunci procesul va fi îngreunat. La fel ca și pe modelele Asus, procesorul Intel se încinge destul de tare și poate atinge și 94 de grade Celsius apoi mai scade din frecvența de funcționare. În același timp, trebuie să înțelegi că vorbim de un laptop portabil și subțire, deci cu un sistem de răcire nu foarte performant, dar nici foarte zgomotos. După o oră intensă de utilizare cu stres, testing, gaming și browsing, laptopul s-a încălzit, însă nu extraordinar de tare. Și nu cred că va fi o problemă pe termen lung. S-a încins tare sub ecran, deasupra tasătorii iar o parte din căldură s-a strecurat și în jos spre tastele de funcții speciale. Cei 16 GB memorie RAM sunt suficienți pentru un flux de lucru normal, însă e bine să știi că pe viitor nu vei mai putea face un upgrade la acest capitol. tsd ul este unul rapid de tip NVMe și încăpător la 1 tera. Acesta este destul de rapid cu viteze de scriere între 1.2 și 1.4 gigabits pe secundă și viteze de citire de 2.8 3 pe secundă. Autonomia este una bună. LG susține 22 ore de ore de redare video cu o singură încărcare. În realitate, cu luminozitatea ridicată, Wi-Fi, browsing, ajungi la 7-8 ore de funcționare, ceea ce este bine și umple o zi de muncă. În schimb, încărcarea nu este grozav de rapidă. Și am obținut 46% în 40 de minute. Cu acest procesor la interior, LG Gram se descurcă foarte bine în browsing și office work și ai putea face chiar ceva gaming și editare foto-video bineînțeles în anumite limite. Înainte de final să vă povestesc și despre experiența de utilizare. Dacă aspectul tastaturii nu îmi place, ceea ce îmi place în schimb este modul de utilizare al acesteia. Tastele sunt late și ferme și oferă o cursă destul de bună. Experiența de scris este una de calitate iar faptul că sunt iluminate îi adaugă un plus de utilitate. trackpad este excelent, unul dintre cele mai bune pe care le-am folosit în acest an. Are un click satisfăcător, degetele curg bine pe el. Este plăcut la atingere, și rapid și precis. Și înainte să enumerăm punctele pro și punctele contra pentru LG Gram, să vorbim despre prețul acestui laptop. Această greutate redusă a unui laptop de 16 inch înseamnă și un preț crescut. Modelul acesta de LG Gram l-am găsit la Altex la 10.300 de lei, un preț prea mare în opinia mea pentru un laptop de tip ultrabook. Mai ales că în această sumă găsești tot felul de modele interesante de la alți competitori. Totuși, dacă greutatea este principalul aspect pe care l-ai în vedere la un laptop atunci LG Gram ar putea fi pentru tine. Și acum să vedem care sunt punctele pro și contra. Puncte pro. Portabilitatea. Autonomia. Trackpad-ul. Puncte contra. Preț ridicat. Display-ul glossy. Așadar, LG Gram este un laptop ultraportabil și potrivit pentru cei care se deplasează mult și au nevoie de un laptop performant. În anumite limite, bineînțeles. Prețul mi se pare mare și poate aș fi fost dispus să-l trec cu vederea dacă avea un ecran anti-glare și dacă aveai posibilitatea să upgradezi memoria RAM pe viitor. Eu sunt Florin, acesta a fost review-ul meu pentru LG Gram și dacă ți-a plăcut acest video, lasă-ne un like și abonează-te pe canal. Pe data viitoare!